După ce s-a împăcat cu Bogdan, în starea Cosminei se accentua cu declarații șoc. Vreau acasă. De ce îi vrei acasă? Eu zic că ai potențial și trebuie să pleci. Iar lucrurile ca tare. Ceva mai târziu, în casă, se viziona finala ultimului sezon Mireasa, iar Cosmina avea o stare de repulsie și nu voia să se urte. Plecat? Nu mai vreau să mă uit. De ce? Nu mă simt bine. Te-ai plictisit? Probabil. Nu-mi place să mă uit la... Nu-mi place. Simt niște chestii. La alte cupluri? Nu știu, simt niște chestii care nu fac bine și prefer să... Dar legat de ce? Nu știu, așa în general. Ana însă nu renunța să afle ce anume a determinat-o pe Cosmina să refuze cu atâta încăpățânare să vadă imaginile cu finala Mireasa. Dar ți-a stârnit ceva, adică de la uitându-te la ceva sau ce? Nu. Uite la ce vine. Păi știu, dar... Atât. Doar? Mai multe. Dacă zic că mi-e locul meu aici, mi-aș dori să plec, clar... Zamăgesc multe lume, mami, tati și celălalt. Și în zilele astea mi-am dat seama de niște chestii. Aș vrea mult să înțeleg, adică, fiindcă aș vrea mult să pot să îți dau un sfat și să zic ceva. Da, ți-am zis că mi-am dat seama de niște chestii, că aici nu mă ține nimic. Tu stai să vezi. Cred că m-aș fi adaptat și aș fi fost liniștită și n-aș avut nicio treabă dacă era motivul ăsta de care tot zic. Dar motivul ăsta l-ai realizat acum, zilele astea? Da. Dar încearcă să evaluezi toate chestiile pozitive care pot să vină din chestia asta. Păi pentru mine aici totul e pozitiv. Păi și? Cum m-am băgat în asta? Că știam clar că eu nu pot să stau închisă, nu pot să stau fără telefon, nu pot să stau fără să vorbesc cu mama. Dar tu ai mai stat o lună atunci cu... Nu? Fără să am stat o lună fără mama, dar am stat cu el. Și asta m-a completat, adică eu cu el eram bine. Sper că nu e ce-mi imaginez. Și dacă e ce-ți imaginez? Nu, absolut nu. Și... Dacă e ce-mi imaginez, și eu o să mă supăr pe tine. Doamne! Nu. Crezi că se merită? Te rog, gândește-te super bine dacă se merită. Tindem după o anumită vreme să vedem ca memorii, uneori, să ne concentrăm pe cele mai frumoase. Încearcă să vezi tot ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat. Și fă foarte bine analiza. Și părinții tăi, mama ta? De asta mi-e, da, tot, adică nu trebuie să zic nimic. Că de când am început și dacă aude, turbează. După un timp, Cosmina-i mărturisea Anei de ce a refuzat să se uite la finala sezonului trecut. Antonio seamănă cu fostul meu iubit foarte bine. Serios? Exact așa. Mamă. Deci, când mă uit și la gură și la... Tot. Dar la interviul de prezentare, Cosmina povestea despre fosta ei relație, cu care mama ei nu a fost de acord. Ultima mea relație a ținut 2 ani și jumătate. Noi după prima lună deja ne-am mutat împreună. Mama nu a fost de acord și bineînțeles că au început certurile, geloziile. Mă deranja foarte tare faptul că mi-e controlat telefonul. Și eu de fiecare dată mergeam la mama acasă și îi spuneam tot. Asta probabil a fost și greșeala mea. Și mama nu l-a iertat, eu l-am iertat, m-am întors înapoi la el și de asta o perioadă de timp mama a decis să nu mai vorbească cu mine. A ales să mă blocheze pe toate rețelele de socializare și eu am suferit foarte mult din cauza aceasta, dar undeva acolo a avut și ea dreptate. Eu am ajuns într-o situație foarte dificilă, plângeam continuu, eram oarecum traumatizată. Relația noastră s-a încheiat acum aproximativ 4 luni, exact de când noi doi nu mai locuim împreună. Dar ieri Cosmina nu renunța la ideea de a pleca acasă, fiind și mai convinsă să facă acest lucru posibil. Și vreau să plec, ca să știi. Tu vorbești serios? Da, și așa că eu vreau să ies.
să ies pe poarta asta până la altă, nu am. De vreau să plec acasă. Nu vrei să aștept să vorbești cu mama mâine? Nu, vreau să plec acum. Așa că o să nu plec. Mai să aștept până mâine? Nu, nu. Ești sigură? Da, sunt sigură. Doamne, dar nu știu ce să zic. Deci nu știu ce să zic. Nu pot să mai stau. Ies pe aici. Aș vrea măcar să dai șansă să vorbești cu mami înainte. Nu, dacă te rog pe tine să te duci la cameră să spui că eu am ieșit și să mă îndrume, să nu mă mănânce câine măcar. Știi? Să-mi dea și mie măcar telefonul, să o sun pe mama să vină să mă ia. Te rog. Că ies pe aici, dar nu știu unde mă duc. Tu ieși acum? Da. Te rog, gândește-te. Da, m-am gândit, nu mai pot să stau. Gândește-te, te rog, te implor. M-am gândit, te rog. Să nu știu să mă... Să nu știu. Nu mai vreau să stau. Mai pot. Cosmina! Te rog. Cosmina, stai un pic. Nu, că nu mai, nu trebuie să vorbesc nimic. Unde te duci? Acasă. Băi! Nu mai vreau te să rog. Vorbesc. Te rog! Nu! Cosmina, fii puternică, da? De ce, măcar? Spune de ce. Am rugat-o ceva pe Ana, da. Te rog, fii dacă puternică, poți să mă ajut. Da? Băi, Cosmina! Fii puternică. Rămânem prieteni, da? Da, stai liniștită, că oricum nu știu unde mă duc. Da, de bun. În timp ce Ana transmitea mesajul Cosminei, echipa de producție încerca să afle ce se întâmplă cu Cosmina. Am încercat să fiu bine, am încercat, dacă nu încercam, dar am încercat și la motivul ăsta am ajuns la decizia asta. Și nu știu dacă... Prea mult decizit, asta trebuia citit înainte să-l semnezi. Da, dacă ești hotărâtă, eu nu vreau să se întâmple ceva cu tine. Îți asumi și cred că e de ajuns, nu? Da, e o lecție de viață pentru Cosmina și eu cred că, din păcate, va fi o lecție de viață și pentru mama Cosminei, care iată că află de la televizor că Cosmina a mințit un pic și că nu e că n-are legătură cu fostul, nu, Ana? Ai reacționat foarte frumos. Îmi place că ai sfătuit-o foarte bine. Oricum, rămâi în mireasa săptămânii, așa, ca să tranșăm și treaba asta. Cât despre ce trebuie să învețe toată lumea din povestea asta, este că eu și colegii mei am apreciat foarte tare dacă toți cei care vin la casting, inclusiv voi, ați fi complet sinceri cu voi înșivă. Pentru că dacă tu nu ți-ai încheiat niște socoteli cu trecutul,
poți să vii aici ca să ce? Ca să faci așa din teribilis, să schimbi atmosfera de acasă. Plus că sunt niște chestiuni care țin de maturitatea fiecăruia dintre voi. Adică sunteți oameni, sper eu, responsabili toți. Și v-ați luat un angajament, așa cum și noi ne luăm un angajament și telespectatorii care au un job și vin la, se duc la jobul lor. Adică o responsabilitate. Dom'le, vin într-un loc, nu încurc pe nimeni. Chiar dacă voi nu sunteți la job, o să aveți multe lucruri foarte faine aici. Dacă stai să cântărești, sunt mult mai multe lucrurile faine decât astea care țin de niște, wow, cine știe ce responsabilități. Că despre tiparul ăsta spre care te îndrepți, știi? Adică tu ești într-o relație toxică, care știi că ți-a făcut rău, care știi că a făcut rău familiei. Un băiat care îți controla telefonul din primele luni, săptămâni de relație, păi nu are unde să ducă bine treaba asta. Și tu te întorci acolo sau ești cu gândul în continuare acolo. E clar că nu erai pregătită, Cosmina, pentru asta. Dar, repet, va fi și pentru tine o lecție și nu spun cu fiecare om plătește o consecință a faptelor sale. De la copiii amici care, nu știu, fac ceva și ei au o consecință, până la noi adulții care trebuie să fim responsabili pentru ceea ce facem și pentru ceea ce suntem. Dar, repet, trebuie să fii pregătit pentru lucrurile astea în viață. Și o să vedeți că tot ce se întâmplă aici o să vă pregătească foarte mult pentru viața de familie sau pentru ce o să faceți în momentul în care ieșiți de acum încolo în viață. Îmi pare rău că a fost așa. Chiar îmi pare rău că a fost așa. Cred că și pentru voi a fost șocant. Să... Sigur că da. Dar și pentru noi. Chiar și pentru noi, că așa oamenii mai spun de-a lungul timpului, aoleu, vreau acasă, vreau acasă. Ei, normal că ți se mai face dor de una, de alta. Dar așa din prima nu, trebuie să fie alt motiv și motivul l-ați văzut cu toții care e. Bine.